O nouă decizie a executivului cu privire la controversata taxă pe poluare. Românii care au pierdut mii de euro cu taxa auto își pot recupera banii fără să mai dea statul în judecată. Guvernul a dat ieri o ordonanță în acest sens, așa că cei care au plătit începând cu 2007 sume mari de bani le vor primi înapoi printr-o simplă cerere către ANAF. Nu se știe însă când autoritățile trebuie să mai lucreze la un plan și să stabilească exact care va fi procedura. Am văzut la televizor că se face o cerere pentru ANAV, ca să ne dea taxa înapoi. Și am venit aici și zicea că v-ați luat, bă, ce spun la televizor, dar v-a mințit. Domnul Dumitru a venit dis de dimineață la administrația financiară sectorului 2 din capitală. Are de recuperat 1000 de euro și alte 2700 de lei, bani achitați către stat în 2008 cu titlul de taxă de poluare. Da, eu știu când ne-au dat banii, când la televizor ne-a spus, duceți-vă acolo că face cererea că e gata. Ne-a mințit, aici nu e gata. Asta pentru că mecanismul de restituire a banilor încă nu a fost pus la punct. Pentru ca ordonanța de guvern să poată fi pusă în aplicare, trebuie elaborată o procedură care să fie aprobată de Ministrul Mediului și de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Așadar, contribuabilii care vor să-și recupereze banii trebuie să mai aștepte alte 45 de zile de la publicarea ordonanței în Monitorul Oficial. După stabilirea procedurilor, cei care au plătit taxa în perioada 2007-2010 își vor primi banii înapoi, cu toate că actualul cod fiscal prevede că aceste taxe sunt trecute de termenul de prescripție. Se va recupera și ceea ce nu trebuia să mai fie recuperat. Din câte am înțeles, deja oamenii au făcut coadă la rândurile autorităților pentru restituirea acestor sume. Într-adevăr, este o bucurie pentru toți, însă va fi un mare dezavantaj, fiindcă toți acești bani, evident, că vor trebui să fie restituiți tot de către noi, chiar dacă ei au fost prescriși. Păgubiții vor primi suma în decursul a 5 ani, câte 20% în fiecare an. Dacă luăm exemplul domnului Dumitru, care a plătit 1000 de euro pentru una dintre mașini, acesta va primi în fiecare an câte 200 de euro. Asta înseamnă aproape 17 euro lunar. Păi când ne ia cu două mâini și când se dea, îți dă cu un deget. Iar ordonanța mai are o prevedere surpriză. Dacă se restituie acea veche taxă de poluare sau taxă de prima matriculare, toți cei care vor primi banii înapoi și vor dori să-și vândă mașinile, vor fi obligați practic să plătească și acest timbru de mediu, tocmai ca statul să-și recupereze banii. Cu alte cuvinte, la vânzarea mașinii, proprietarul fie achită taxa de timbru, fie mai lasă la preț pentru ca taxa să fie achitată de cumpărător.